facem o prezentare la raportul de activitate, după care vom continua, vom da cuvântul la invitați și vom continua cu restul învăției ședință. Deci, după cum știți, în luna iulie, la anul 2012, noi am luat în primire, în formă actuală, așa că a fost o singură modificare care a fost din proces sau două, una din funcția de stație, una din ANA, în care vom modifica. Pot să-i prezumă. Deci, societatea este înființată conform unei hotărâri, baza hotărârii Consiliului Local 37 din 29-8-2005, în temeiul articolului 36 din OUG 30-1997, privind organizarea unităților economice de stat, legi autonome, societăți comerciale, dispoziții legii numărul 31 din 1990, privind societățile comerciale. Așa. Conform articolului 283 din legea 31-1990, asociatul unic a societății este Compania de Salubritate Câmpia Turzii, este municipiul Câmpia Turzii, în numele statului român, Consiliul Câmpia Turzii, la Mirășilor, numărul 2. Așa, Compania de Salubritate este organizată sub forma unei societăți pe acțiuni, capital integral de stat. Reprezentanții acționarului unic în adunarea generală a acționarilor sunt următorii: domnul Dringo Alexandru, domnul Orun Sorin și domnul Focaciu Alexandru. Membrii Consiliului de Administrație: domnul Antar Iosif, doamna Pop Daniela, care este și președinte a Consiliului de Administrație, doamna Perdeoana, domnul Nelia Gheorghe și domnul Sluciu Daniel, membrii Consiliului de Administrație. La Comisia de Cerere avem doamna Monica Moldovan, domnul Maxim, nu văd pe aici, domnul Maxim Bogdan, doamna Sucio Letiția și din partea finanțelor publice, administrației financiare a finanțelor publice, domnul Secri Arpa. După cum știți, director general, funcționar. Așa. Acum, mai departe, eu vreau să, la prezentarea ce am avut la momentul respectiv, nu știu dacă știe, când am intrat la conducere, practic, nu știu, și contabil, dar și comisionar. De atunci încolo a fost contabil și doamna Luca Covina și aș vrea să-i dau cuvântul să ne spună câteva despre structura cifrei de afaceri și ce era la 36-2012. Da. Se evidențiază un procent foarte mare, 31% veniturile din depozitat pe rampă. Imediat după această dată, rampa a fost închisă, după cum bine știți, și am rămas cu o mare parte din cifra de afaceri neacoperită. Bineînțeles că veniturile din salubritate erau substanțiale, 27%, și veniturile din situația de creștință a formului menajer, 21%. În rest, procente neglijabile. Prin urmare, aveam nevoie de un plan de acțiune ca să acoperim acel 38% care dispărea dintr-una. Primul pas a fost un plan de dezvoltare care cuprindea, în primul rând, dotarea. Extindere de activitate, extindere în comunele învecinate, extindere în special și o idee strălucită în domeniul construcțiilor și veți vedea spre finalul de ce. Și nu în ultimul rând, creșterea gradului de reciclare a deșeurilor. O să-i mai dea cuvântul să ne spună și la final, sau când ajungem la cifra de afaceri realizată și Consiliul de Administrație la restul de afaceri publică, am spus că trebuie să-i dezvoltăm, să ne orientăm spre alte activități complementare cu care să putem să reușim să aducem cifra de afaceri la același nivel, pentru că nu putea funcționa. Așa că ne-am reorientat spre știu eu, zonele limitrofe, orașul Câmpia Turzii, respectiv comunele care erau vecini
Și, categoric, ne-am prezentat la licitație în 2013, am prezentat licitația cu Comuna Luna și cu cele două sate aferente, cu Comuna Fratana Soleni, cu cea capul tot contractul este din vigoare și în ziua de astăzi este foarte bine. La fel, am intrat în discuții cu Comuna Ploscoș și prin atribuire directă am reușit și acolo să testăm serviciile. La fel cu Comuna Vișoara, care am avut un termen foarte, foarte scurt de timp. Noi am venit în iulie, la sfârșitul lunii iulie și în septembrie ne-am prezentat la licitație, nu era pregătit absolut nimic. Sau nu era discuția nimic de a prezenta la licitație. Dar se pare că am făcut cauzele foarte bine și am reușit. Acum, ca să putem să facem un pic și diferența între ce am făcut sau ce am avut la ora actuală când am venit noi la Comisia Societății și ce avem acum, tot așa o să facem o prezentare la ce aveam în dotare sau ce avea compania de salubritate în momentul când am venit acolo și ca un buldozer nefuncțional care se pare că stătea de foarte mult timp. Mai aveam o mașină măturată stradal, aveam două măturători manuale care la fel nu efectuau sau nu făceau absolut nimic, o autospecială de gunoi, un aro care am considerat că cheltuielile sau taxele erau mai mari și mașina era efectiv o epală care nu a mai funcționat și un autoturism la Evo care și el a trecea pe data pentru că era cel mai mare consumator de benzină la vremea respectivă. Și, clar, în planul de activitate, cum a amintit și colega, urma ca să dotăm cu, nu știu, utilaje noi sau să ne completăm utilaje ca să putem să funcționăm, să dăm serviciile la, la ce ne-am asumat, la licitații, la comunii respective. Și așa că, după data asta, am achiziționat o autofurgonetă Transporter, încă una în data de acum recent, pentru că am considerat că sunt cele mai mici consumatoare, foarte rapide, în oraș, se mișcă pe străzi, foarte, fără nicio problemă și relativ ne transportă, mai ales în domeniul deșeurilor reciclabile, transportă volumul suficient pentru că nu au greutate. La fel, am avut nevoie de camionul, care la data când am venit aici, aveam un autovehicul, camion mic, tip Sabien, care avea 6 metri cubi și noi aveam foarte mare volum de, de deșeuri, plus în momentul când trebuiau folite aceste igluri care este dotat orașul cu viața Rusiei, se deplasau un număr de 4-5 muncitori, plus 2 sau 3 utilaje cu care unul ridica, unul golea, unul făcea. Am consultat și Consiliul Administrat se știe la vremea respectivă aveam nevoie de o dotare, un camion de capacitate foarte mare, plus macaroa respectivă, care pot să-și facă singură. Adică, practic, un șofer și încă supravegătorul care iese tot timpul cu șoferul, pot să facă treaba fără să mai comunce din cu ei. La fel, am avut două utilaje care trebuiau, știu, le aveam un contract de comodat, dar prin desfințarea legii autonome, am fost nevoie să le cumpărăm. Le aveam într-o care comodat, erau reținte cum erau. Trebuie să ne cheltuim banii ca să le punem într-o stare funcțională la adecvată și să le și plătim la proprietate. La fel, ne-am adaptat cu un compactor nou, nou relativ, nou pentru firmă, este de second hand, dar este într-o condiție foarte, foarte bună. Ce se întâmplă, știu eu, tot timpul putea să apară o mică defecțiune și să rămânem cu gunoiul pe străzi că nu făceam față. Și atunci, la ora actuală dispunem sau avem capacitatea să preluăm încă destul de mult serviciul de la populație, pentru că dotarea o avem destul de flexibilă. Aici avem câteva poze cu tot ce înseamnă veniturile din transport, gunoi de menajer, situații de lucrări, închiriere și alte situații, au ajuns la 35%. Așa.
Veniturile din salubritate au crescut și alea cu 2%, dar nu foarte mult. Veniturile din alte prestări de servicii s-au ridicat la 22%. Veniturile din produse reziduale au urcat la 10%. O să avem mai în față și un grafic. La data de 30.06.2012 erau de 4% venituri din vânzarea produselor reziduale. Mai în față avem și la Nicola. Iarăși, veniturile din chirii au scăzut foarte mult. Acum, am ce scuze, un pic a fost făcut destul de mic, nu se vede foarte bine în prezentarea de acolo, pentru că este scris foarte mult. Dar, ca și o esență, venitul din depozitat rampă pe semestru întâi la 2012 au fost 691.891. În semestru 1, 2, 3 și în următoarele semestre din anii respectivi au fost 0. Deci aproape 7 miliarde au fost declarate, care noi l-am găsit în venituri, nu erau lipsă, erau lipsa surselor de venit. De 7 miliarde pe semestru. Vă dați seama că până venitul ăsta, care noi nu mai aveam, a crescut cheltuiala foarte mult cu transportul și depozitarea. Pentru că una era să transporti unul la rampă și alta să depozitezi la cursă, plătești taxa de depozitare și transportul până acolo. Adică oricum îl făceam noi, dar cheltuiala cu combustibil și toate au crescut foarte mult. Pădurea urbană din zona sediului nostru, care era neîngrijită. Sau total neîngrijită. În momentul de față am prezentat o poză cam ce era acolo. Nu știu dacă aveți și o poză elocventă ca să se vadă ce lui, dar ne-am mobilizat și eu zic că arată foarte bine, dar mai este foarte mult de lucru. Tot în același timp și ca și completare, noi, pentru întreținere, avem nevoie de o seamă de muncitori, mecanici, sudori, instalatori, electricieni și, clar, la serviciul de întreținere, timpul n-ai cum să-l ocupi niciodată. Și atunci am venit și cu domnul primar și cu conducerea, am găsit de acord să ne gândim, să ne orientăm ca să producem și mobilier urban, ca să putem să ne, pe o parte, veniturile, să ne le suplimentăm, pe de altă parte, să eficientizăm cât mai mult sau să ocupăm timpul de lucru cât mai mult posibil. Și o să vedeți, în parc sunt deja montate, urmează să mai montăm, băcuțele astea sunt băcuțele care noi le-am produs, o să apară în scurt timp și niște coșuri de gunoi, tot la fel frumos, îmbrăcate de vrem să facem din asta o marcă care, noi la rândul nostru, să putem și știu să, dacă ne mai cere în altă parte, să putem să, știu eu, să onorăm comenzile. Dacă știu eu, din loc comunele și ăsta vreau să colaborăm cu noi. Eu, cum vedem noi, ce se întâmplă cu dezvoltarea societății în continuare? Și aici, de când am venit, m-am văzut că una dintre condițiile de eligibilitate la compania de salubritate pentru a putea participa la o licitație de tip ecometropolitan, adică împărțit pe zone foarte mari de influență, dacă noi acum deservim un număr de 35.000 de persoane, lotul în care au fost împărțit prin proiectul de ecometropolitan este de minim 100.000 de persoane. Aia însemna, în primul rând, obținerea licenței de clase 2. Ca să putem să putem să deservim cel puțin 100.000 de persoane. Aia însemna cheltuieli pentru noi, dar și un grad de dotare cu privința ochilor ce aminteam mai în față, că la ora actuală noi facem față cu greu sau avem dotare de utilaje pentru colectare, transport, mai mult decât necesar. A doua problemă foarte mare a fost, știu eu, la nivelul anilor 2019, s-au început demersurile pentru certificare și acreditarea societății. La data de 2012, practic, era egal cu zero sau aproape nimic.
am reușit ca până în anul 2012 și în anul 2013 să avem o certificare cu acreditare internațională, aceeași condiție de eligibilitate sau eliminatorie pentru a putea să ne prezentăm la o licitație, la o licitație care urmează, după cum am amintit mai devreme, ADI Metropolitan, cu un număr foarte mare de persoane. Așa. La fel, în planul de dezvoltare care noi l-am propus și sperăm că măcar, nu știu, un important în toate chestiile astea, reciclarea. Deci pe noi problema gravă și ăsta, mentalizarea populației, reciclarea. Mentalizarea populației, vreau să vă spun că în anul 2013 am intrat masiv și nu a rămas nici o școală din ce am deservit noi, Câmpia Turzii, municipiul Câmpia Turzii, Luna, Vișoara, Frata, ca să nu ajunge la copilași și să încercăm să facem campania de sensibilizare. La fel, pe sectorul unde am mers, adunări populare sau tot absolut, problema noastră principală a fost sensibilizarea populației pentru reciclare. În momentul de față se face cum se face, dar avem probleme majore. Deci probleme majore în privința deșeurilor, pentru că se amestecă deșeul materialului de construcții, deșeurile vegetale, plus deșeurile reciclate. În momentul de față se respectă foarte, foarte, foarte multe. Și atunci, noi ne-am orientat și una dintre planuri sau unul dintre planuri este să găsim soluția pentru deșeurile vegetale cu o stație compostare, prin care să nu mai fim nevoie să plătim pentru depozitarea respectivă ăsta, transportul și mai departe. Și clar, ulterior, modernizare, vânzare sau, nu știu eu, folosit pentru spațiile des, care este în oraș, pentru restul, așa. Iarăși, una dintre problemele cele mai grele care le avem este problema anvelopelor uzate. Deci foarte, foarte multe lumea le aruncă, nu există soluție. Real, la fel, suntem în discuții, studiem posibilitatea de a, știu eu, găsi soluția să le reciclăm, în sensul că să facem, nu știu, niște produse care să nu ne implice nouă o tehnologie avansată și să fie niște costuri extrem de scumpe, dar în același timp să fie și utile. Și, la fel, vizăm să dezvoltăm aici o mică secție de prelucrarea anvelopelor uzate, dar să se aducă la un produs final, adică să nu fie nevoie să tot le-am făcut, le-am granulat și după aceea să fie voie că nu le ia nimeni sau le ia la bani care noi nu ne acoperim nici costurile. Pentru că dialogul cu noi pe vremea aia a fost că, domnule, vă realizați voi, nu făcut aia, dar voi trebuie să faceți. Și am făcut. Am reușit să ajungem la un procentaj de 19,27% pentru anul 2012, în condițiile în care vă spun, la luna 6 era realizat 6%. De fapt, nici nu interesa pe nimeni, că era la acolo se vălea tot ce era și nu s-a mai pus problema mai departe. Așa, pe anul 2013 acolo sunt cifrele raportate la Agenția Națională de Mediu, sunt cifre raportate și încasate banii pentru ele, și mai departe, deci nu sunt niște cifre care, zicem, domnule Vele, dar nu știu, fie, nu fi. Deci astea sunt realitățile. Ce am omis, sau ce nu a apărut aici, este și numărul de personal, și asta voi încheia. Numărul personal, la data când noi am ajuns sau am început conducerea societății, era undeva 71 de persoane. Dar în afară de contractele de lucru, maternități și așa mai departe, care nu le luau în calcul, persoane active, erau 71 de persoane. La ora actuală avem un număr de 92 de contracte indefinite, plus un număr de persoane temporar, pentru că la lucrările specifice de sezon, am considerat că este mult mai bine să funcționăm așa. Deocamdată nu ne putem permite să
angajăm și eu contracte indefinite și să asigurăm, pentru că avem lucrări sezoniere și alea. Atunci am, am folosit chestia asta, plus o parte din persoane i-am folosit pentru întreținerea parcului. Pare care am considerat că avem capacitatea și știu, avem și suficienți bani în cadrul societății că ne permitem consumul de, de combustibil. Eu... Uitație. Și mă gândeam acum, în timp ce mă viați, cum am perceput eu lumea asta cu 2 ani, când am ne-am dus împreună la rampă și primul lucru care m-a lipit acolo era dezordinea. Iar când am intrat în hala respectiv unde presa, era depozitate pe tuci tot felul de deșeuri până, mai, până la acoperiș. Și nu lucra nimeni din nou. Și am întrebat, dom'le, dar de ce nu lucrați aici? Păi n-avem cu cine, păi de ce n-avem cu cine? Păi am concediat. Dar de ce am concediat? Păi lucram în pierdere. N-am avut, am intrat în pierdere. Bun, și atunci când lucrez în pierdere, de-aia apară pe la care lucrează și vinzi capul de la căruță și pe cei care stau în căruță îți ia acolo. Și atunci am convenit cu domnul și am spus, domnule, urgent, dai drumul la producție. Ăștia fac producție. Ei erau oamenii care își câștigau salariul din munca lor. Ei aduceau bani din firmă. Trebuie o grămadă scotea bani din firmă. Ăsta a fost primul contact. Și tot atunci am văzut o mașină care descărca deșeurile acolo. Și am întrebat cu șoferul, am văzut de unde ești? Unde de la Sebeș. Aducea deșeul de la Sebeș. Acolo, chiar și din punct de vedere contabil, a fost o, o neregulă. Însă și contabilitatea noastră. Noastră, la vremea respectivă, depozitând deșeuri și încasând o taxă, avea venituri fără cheltuieli. Acum, nu mai avem veniturile, dar urmează să acoperiți cheltuielile. Și în program, în proiectul ăsta de închidere a rampei pe Eco Metropolitan, încercăm să transferăm aceste cheltuieli la proiectul Eco Metropolitan. Cheltuieli pentru care compania din Cluj-Napoca a mâncat veniturile. Și anume, fiind aduse cantități imense de deșeuri din afară, depozitate pe rampă, s-a depășit capacitatea de prelucrare, de preluare, de închidere a rampei și acum avem două opțiuni. Ori să cumpărăm un hectar și jumătate de teren de la deținătorii din zonă, care terenul putem negocia pentru că e terenul cel de acolo și cu omul de acolo, dacă vrea să-l dă, dacă nu vrea, nu ți-l dă. Deci de acolo apare un, o cheltuială pe care s-ar putea să nu putem acoperi. Sau alternativa cealaltă, să se evacueze gunoiul. Deci acum urmează să se acopere cheltuielile aferente veniturilor declarate în perioada anterioară. Sperăm să reușim să rezolvăm ca aceste cheltuieli să fie suportate pe proiectul Ecometropolitan. Pentru că dacă plătiți domnilor voastre încărcă să plătiți contul, nu vă văd bine din punct de vedere economic. Asta... Eu am vrea să intervin un pic aici. Intervin după ceva la altă cât de acolo. Mai departe, în rest, eu am lucrat foarte bine și l-am apreciat pe domnul Șancu. Nu vreau să mă las pe tot de Beiruță, care de toată chiar la început mă vedeam la, la o glumă, la un parc. Zice că lumea este ca un copac plin cu maimuțe. Când te uiți de sus în jos, nu vezi decât chipul zâmbitoare. Când te uiți de jos în sus, toată lumea s-a la tătuș. Eu acum, fiind oarecum că am fost copacului, toată lumea zâmbește. Eu nu cred că domnul Șancu o să mai zâmbească pe zâmbitoare, când nu mai fi primar. Așa că n-am niciun interes să-l periez. Omul a acționat cu o gândire clară, precisă, orientată și energie. A fost, după părerea mea, compania
ca un fel de încăpere cu geamuri închise, cu făiaje, cu draperii grele pline de praf. Și eu am senzația plastic mobil că e ca și când cineva fiind dat în încăpere, ar fi rupt pe vedere, ar fi deschis geamurile să-i dea aia. Mi-a plăcut când a spus domnul că vreau să dați-i de centrala aia tehnică de aici, de lângă piață, că vrem să ne facem sediu. Sediu. Și au reprobat un sediu de care pot să fie mândri și oamenii lor au condiții de lucru și de igienă și de tot ce vrei, cum trebuie la care. Așa cum ați arătat, de v-ați cumpărat echipamente, puteți lucra în bune condiții. Îmi amintesc și de utilajul ăla de moștenit de la Powerpack, care era cu cablajele mai de mama lor, de fapt nu mai exista cablajele. Și care a fost reechipat și produs să funcționează, sper să faceți și ceva mai cu el. În rest, am mai terminat și vreau să vă mulțumesc la modul, cel mai sincer pentru felul în care ați acționat prin parcul mare de jos, în pădurea de lângă oraș. Ați acționat energic și ați asamat o zonă pe care multă lume și de multă vreme o dorea altfel decât era ea de fapt. Am făcut și o pistă pentru biciclete care era tot mare de lucru, nu te mai deci o faci. Și s-a și făcut într-o lună de zi a făcut. Și dacă mergeți acolo, o să vedeți cu câtă bucurie se plimbă lumea și ce plăcere simt oamenii și chiar de acum. Deci ați acționat foarte bine până acum, plecând, zic eu, după părerea mea, de la un nivel foarte jos. Am ținut și am mă întâlnit destul de cu domnul Șapru și am mers gândind oarecum la fel. I-am propus și am crezut amândoi de acord că trebuie diversificate activitățile. Compania trebuie să facă bani din ce? Din orice. Trebuie să vă diversificați. Sunteți într-un domeniu supus unei oarecare modernizări prin ecomegropolită, s-ar putea ca prin organizarea acestei activități să vă pierdeți obiectul muncii și atunci trebuie să învățați să faceți și altceva. Nu trebuie să stați pe un singur domeniu de activitate. De-aia l-am încurajat. Fă bănci, fă corpul de iluminat, fă mobilier, fă orice. Oamenii trebuie să se obișnuiască cu ideea că cu câte mai multe activități, cu câte mai multe resurse de venit, cu atât e mai stabil. Deci ca și o masă care, dacă are mai multe picioare, este mai stabil. Îl încurajez și îl ajut cu ce pot și în domeniul acelei recuperări de anvelope, producție de granule de cauciuc și am mers împreună chiar ieri, parcă ne-am întâlnit, să mergem pe fabricația de papele din cauciuc cu care se echipează locurile de joacă pentru copii. Uitați-vă, de exemplu, la locurile de joacă pe care avem chiar aici în parc, nu au niciun babaj în zona respectivă, nu poți să pui babaje de tot că se lovesc copiii. Acum, la ora asta, sunt pe pământ. Când plouă, sunt bărți, când plouă, este noroi, când... Deci, acele papele de cauciuc și covoare de cauciuc care se pot face din cauciucul ăsta recuperat, din granulele astea recuperate, le putem folosi pe plan local și putem să încercăm prin rețeaua primărilor și la consiliilor locale să încercăm să ne lăsim, să ne formăm o piață, trebuie să învățăm să facem și altceva. Oricum, până acum, eu vă spun că după părerea mea ați evoluat peste așteptările mele și felul în care ați evoluat până acum, din punctul meu de vedere, eu consider a fi o garanție că veți face la fel în continuare. Vă mulțumesc. Fără a face la nivelul un proces de intenție sau a încercat să acuzăm pe alții.
un reacție. În 2012, pentru că sunt eu și oameni politici, deci cei care nu ne-am am candidat, să zic, un proiect politic, în momentul când am încercat să facem și am făcut, de fapt, oferta politică, care, bineînțeles, avea așa o ramură administrativă, sau care este, de fapt, cea mai importantă, am plecat de la ideea, eu am fost și eu unul dintre cei care am participat la formarea acestui proiect, ofertă pe care mi-a venit în 2012 și cu care am câștigat alegerile, am plecat de la o diagnoză reală, pentru că dacă nu ai datele reale, n-ai cum să faci un proiect viabil și, bineînțeles, rentabil. Și vreau să vă spun că în acest mare proiect politic, care însemna și partea socială, economică, culturală, bineînțeles că însemna și partea aceasta economică și economicul, să zic așa, administrat de municipiu, are în componența sa și acele două regii sau societăți, la început au fost regii, în urmă s-au transformat în societăți comerciale, care, bineînțeles, oferă până la urmă niște servicii publice și care contribuie la administrarea, la igienizarea, la dezvoltarea, de fapt, a municipiului. Vreau să vă spun că atunci am găsit niște date destul de interesante care prezentau și un moment de alarmă pentru societatea la care face parte din noastră. De ce? În 2012, așa cum știți noastră, pentru că mulți dintre dumneavoastră ați fost și atunci angajați, societatea făcea anumite venituri, dar veniturile erau mai mult din acele depozitări de deșeuri din altă parte, din Transilvania, care undeva știi prin lumii cu Vâlcea, am trecut prin Alba Iulia și mai departe, în care sute de tone, și nu cred că exagerez, erau aduse zilnic și depozitate pe rampa din municipiul Câmpia Tuzii, deși era interzis de lege, pentru că știți foarte bine aducerea unor deșeuri dintr-un alt județ sau dintr-o altă area administrativă era cam interzisă. Bineînțeles, cu interpretări și sub anumite subterfugii au reușit să aducă și făcând așa o comparație, parcă nu Câmpia Tuzii produce undeva la 300 de multe tone lunar de deșeuri menajere. Imaginați-vă că atunci se aducea aproape pe zi atâta. Asta înseamnă în ce? Era și o bombă ecologică și costuri imense, așa cum spunea și domnul primar, erau și de fapt niște costuri ascunse, pe care, bineînțeles că comunitatea urma și urmează în anii viitor, asta a avut o reflexie și are reflexie în viitor, pentru că acea rampă va trebui să fie ecologizată. Imaginați-vă că au crescut rampa cu câțiva zeci de metri. În același timp am găsit o societate condusă de vreo, nu știu, nou administrator, care avea acum 14 milioane de salari, așa, poate mai mult decât unii angajați. Nu știu dacă se justifica din punct de vedere economic, dar asta a fost situația de atunci. Cu, fără un sediu, așa, cu dotările precare și cu un management și atunci acum trebuie să recunoaștem pentru că au fost și atunci și rezultate pe anumite ramuri destul de bune. După 2 ani de zile, așa cum știu, de-a lungul timpului, Câmpia Tuzii a fost declarat unul dintre cele mai curate orașe din România. În 2013, administrația și primarul a fost nu premiat la acea conferință națională la serviciilor publice pentru o administrare bună a orașului și, bineînțeles, că la asta ați participat și dumneavoastră. Și din punctul ăsta de vedere, vă felicit. Astăzi aveți un sediu care arată foarte bine și este nou, care, bineînțeles, a contribuit la o dezvoltare a unei zone, pentru că știți foarte bine, piața arăta cum arăta, ca și infrastructură. Era acolo o zonă, un depozit în spate, care astăzi mai există și oferă nu posibilitate ca piața să se dezvolte și să facem un așa fel încât noi am transmutat într-o altă parte pentru că oamenii din zona respectivă erau tot timpul alarmați pentru că erau un disconfort, condițiile nu erau destul de bune.
lumea prezenta niște planuri nadioase. Eu am fost în legislație de prin 2004 și cam fiecare legislație, fiecare legislație în Consiliul Local, fiecare ofertă în politică era cu parcul mare, se va defronta și va fi ceva așa megaloman. Am crezut că mai ca un bar, dar domnul a spunea că gândurile astea au fost dinainte, mai de mult. Și noi am, eu cel puțin și faptul că și domnul director a cumpărat să vină, dar domnul vreau să spună, domnule, dați mie să mă ocupe chestia asta, pentru că era o problemă. Noi am avut problema, cel puțin eu, domnule, dacă nu ești în stare să-ți faci măcar curățenie, să o cure, să igienizezi, n-ai cum să faci prima mie în tău. Și astăzi, parcul arată bine și este destul de îngrijit. Și asta datorită și contribuției noastre. Bineînțeles că asta a dat posibilitatea nouă administrație să facă o prima pistă de biciclete din zonă, cu un impact destul de bun la populație, se pot plimba într-un mediu curat și așa mai departe. Și din punctul ăsta de vedere, am fost mult fericitat. Am depășit de cuvinte, așa că eu vă spun în momentul. Deci eu vă felicit și sperăm în continuare să lucrăm împreună și sper ca proiectul nostru să fie undeva până în 2020 în aceeași. Vă mulțumesc. Și la mulți ani pentru că ești la gospodarul. Vă mulțumesc. Păi nu vă lăsați, dar tot. Eu am uitat și eu că acum 8-10 ani s-a făcut un proiect pentru închiderea rampei cu proiectul nu mai știu puțin din de exemplu. Și acolo trebuia, era facilitat, la nivelul primăriei și a Consiliului Local să se facă un fond pentru închiderea rampei. Nu e corect acum să vină Consiliul Local sau primăria să zică societatea să se descurce. Fondul ăsta a făcut, poate, acum 10 ani, vă rog totul să verificați, poate, în actele care îți prin serviciile de primărie, să vedeți ce se întâmplă acolo. Normal că vreau făcut un colegi și fondul pentru chilierea rampei. Nu acum, și am fost Consiliul Local, dacă știți, nu știu. Corect, știu, dar din punctul situația. Păi corect, dar trebuia făcute lucrurile astea. Și nu corect acum, poate, Consiliul Local, nu dumneavoastră, Consiliul Local să ne hotărâm să zică păi ăștia sunt copiii harnici, deștepți sau bani, să plătească ei închiderea. Când a fost o greșeală, poate, în altă instituție. Deci totuși trebuie verificat lucrul ăsta și dar tu spune și în companie, nu? Să o lăsăm să moară, poate, dacă proiectul merge și vine o clădicală de 2-3 miliarde, dar nu știu ce am făcut, ce s-a ridicat, care la pământ. Asta e părerea mea și doresc ca să sprijiniți lucrul ăsta, poate printr-o verificare sau să se înceapă să se facă un fond prin care peste 2-3 ani să fie să colecteze niște bani și fondul acela să fie real. Asta e părerea mea acum. Eu ziceam că dacă o să fie niște costuri enorme pentru
și că, de fapt, trebuie să mergem pe principiul autonomiei locale și ca toate puterea centrală să deroge și să dai mai departe către administrațiile publice locale. Ceea ce, de fapt, nu s-a întâmplat, a început din nou cu centralizare, inclusiv cu reacționament strict economic. Pentru că știți foarte bine, în lume și peste tot, din deșeul să fac bani și să fac bani buni. Și atunci cineva care niște băieți de ăștia deștepți, că tot să povestește de știi, peste tot și la televizor, au gândit niște structuri intercomunitare care au spus, pentru că era o mare problemă și marea problemă era autoritățile deliberative. Și au zis așa, hai să facem o bună intenție, unim toate serviciile respective, derogă autoritățile locale competențele către acest operator unic, vine cu un tarif unic, nu contează că dacă via Turzii poate mai puțin să ducă decât, nu știu, la cap din iara, cramele parte, dăm un tarif unic, luăm cum zice serviciile și de acolo încolo ne descurcăm pentru că este o mană cerească. Și vreau să vedeți și eu vă spun lucrul ăsta. Pentru că împreună aici și eu și domnul primar și domnul director am fost unii dintre cei care am susținut și care la un moment dat am blocat un pic activitatea acestei structuri metropolitane, tocmai în ideea pentru că nu i-am sesizat în contractul respectiv că există un risc. Riscul ca în momentul în care se intre în proiectul respectiv, ca societatea noastră să pună în mână un serviciu care este rentabil pentru comunitate, pentru că comunitatea își plătește deșeurile, și mai departe, și este o activitate rentabilă, și, bineînțeles, ea să vină din altă parte și să concedeze 90 de oameni și să ne facă ei ceea ce, de fapt, noi putem face și este rentabil. Și vreau să vă spun că eu îmi chiar fericit pentru că ați văzut că au avut 70 de locuri de muncă și au făcut 20, chiar dacă au fost și interpretări diferite, pentru că într-o zonă ca și Câmpia Turzii, unde locurile de muncă sunt o problemă, faptul că societatea dumneavoastră și voi, cei care le-au administrat, persoana administrație și director, ați hotărât, chiar dacă este un efort financiar să duceți în continuare și să creați noi locuri de muncă, cele 20 de locuri de muncă sunt 20 de familii care au un venit, așa cum noi, și care sunt integrați din punct de vedere social și din punct de vedere economic, pentru că trebuie să gândim și componența socială, nu numai cea strict economică, e capital. Pentru că s-ar putea la un moment dat să avem capital și